Consiliul Local al Municipiului Giurgiu s-a întrunit într-o ședință extraordinară pentru a supune spre aprobare 6 proiecte de hotărâre. Primul punct de pe ordinea de zi a vizat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013, după care consilierii au votat acordarea unui sprijin financiar în valoare de peste 60.000 de lei pentru 400 de elevi cu o situație financiară destul de precară, care studiază în școlile din Giurgiu. La inițiativa grupului de consilieri locali PPDD a fost adus în atenție acest proiect de hotărâre, prin care s-a solicitat un ajutor financiar în valoare de 150 de lei pentru fiecare elev aflat la un nivel de sărăcie destul de scăzut. Banii destinați acestora îi va ajuta să achiziționeze rechizitele, materialele școlare, precum și diverse materiale didactice. Totodată, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, Clubul Pensionarilor din Giurgiu a primit suma de 4.000 de lei. Unei alte persoane din Giurgiu, angajată a primăriei, care se află în dificultate financiară, i-a fost acordat un sprijin financiar pentru a-și putea acoperi cheltuielile necesare rezolvării problemelor medicale cu care se confruntă. În aceeași ședință a Consiliului Local a fost aprobat în baza unui protocol dintre Consiliul Județean și cel local majorarea capitalului social al societății comerciale Pază Publică S.A., ce a constat în transferarea a 6 autoturisme de la Sece Scut S.A. firmei de pază. Ultimul punct de pe ordinea de zi a vizat transmiterea în folosință gratuită a unei locuințe către societatea Giurgiu Servicii Locale S.A. Consilierii municipali au aprobat în unanimitate toate cele 6 puncte supuse votului.